Asta merită un like cu siguranță, pentru că tati nu mănâncă. Matei, tu te-ai calmat, acum spune ce ai văzut. Ce era acolo? Ce? Ce? Adina? Adina? Unde? Unde Adina? Și hoșu purni. Oare este adânc aici? Uai, se văd pești! O, Matei, vino și ajută! Eu arunc ancora! Barca plutește deja! Luați loc pe scaune! Matei, vino încoace! Hei! Sunteți în câmp! Tati, vino și tu cu noi în luntre! Avem scări aici? Avem scări aici și loc pentru toți! Vă invităm și pe voi aici să petreceți cu noi împreună! Și priviți că vâslele sunt din metal, sunt din fier. Iar dacă o scapi în apă, nu ai nicio șansă să o recuperezi la fundul apei. Matei, ce-ai prins tu acolo? Mult? Părăsim barca, da, și ne îndreptăm spre terenul de golf, care este în spatele meu. Iar de la transportul naval mergem la cel terestru. Fiecare își identifică bicicleta și continuăm calea. Dar până a urca pe biciclete, hai să vedem terenul de golf. Îl vedem. Ia uite ce interesant este. Curățat. Avem nevoie doar de minge și să jucăm. Salut! Sunt eu! Un haiduc! Este familia Melimi! Salutare! No. Sunteți cu noi? No. Cu voi este familia Melimi! Urzică vie! Nu vreau, m-am urzicat! Ce-i, tati? Am mișcat acolo o chestie. Așa? Și era plină cu albini și sau viespi. Și? Plină! Și? Și? Te-au pișcat? Ce, Melisa? Ia priviți câtă urzică aici avem! Și pe tine? Tu m-am pișcat, vreau să... Aaa, și pe mine mă doare! Hai, tati, că aici avem doar peripeții. Matei plânge că a văzut... Matei speriat. O șopârlă. Nu știu ce a văzut el, m-a speriat și pe mine. Și eu știu deja. Tu ești cu albinile și viespile. Noi eu toți trei de... cu urzicatul. Eu știu de ce este urzică. Am pus urzică special ca oamenii să nu intre aici. Matei, tu te-ai calmat. Acum spune ce ai văzut. Ce era acolo? Muscă? O muscă mare? Gata, am filmat în barcă. Am aflat cauza. Pe Matei l-a urzicat. Și efectul a venit puțin câteva secunde. Da, câteva clipe. Și eu am crezut că a fost o viespe sau o albină. Și nu o găseam, nu înțelegeam ce. Dacă a fost pișcat de albină, deja știe cum e. Dar a fost urzicat, Michelu. Pe tine vreodată te-ai pișcat urzica? Pe mine acum aici? Pe ei chiar astăzi, în acest vlog. Pentru că nu au fost atenți când au urcat în barcă. Nu știam, e urzică, nu e urzică, că e vie, că e moartă. Dar tu de ce n-ai fost atent la viespe? Păi am fost atent și nu am fost pișcat. Ce, Matei? Unde? Acolo. Gata? A trecut? Dar eu am o altă întrebare. Vouă vă place să mâncați urzică? Eu ador sosul din urzică. Este foarte delicios, dar și sănătos în același timp. Și îl poți consuma doar în anumite perioade ale anului. Mie nu-mi place urzica, dar mie îmi place foarte mult. Dar ție? Atunci, Melisa, du-te și rupe câteva fire. Și vom face un sos de seară. Și iarăși un popaț cu bicicletele. Pentru că am ajuns unde? La o șinilată care transportă soldați. Transporta soldați. Da, Matei? Da, al meu. A tău? Da. Vai, ce se vede acolo în interior. Wow, și acolo scaune în părți. Priviți copii atent cum arată volanul unei șinilate. Nici de cum nu este ca o bicicletă. Wow, ce volan! Este volanul sau noi? Și motorul chiar e... Mami, uite, că motorul chiar este în interior. Da, am arătat. Priviți, se numește tractor ușor.
de artilerie și fabricată în România în 1976. Wow! Și ai văzut echipaj 1-7 militari. 8 militari. Adică tot cu șofer. Și atașa împreună cu noi și abonații noștri, urmăritorii noștri fac călătoria virtuală până a veni la cea fizică. Aceasta este urzică, vezi? Da, aici este urzică. Ia pișcă, așa este iarba aceasta, Matei. Hai, Matei, să trecem. Hai, să trecem. 1, 2, 3, 5. Wow! Spune-ne privești cum mergi. Pe fereastră, Melissa, pe geam. Iată așa, dai capul într-o parte și te uiți. Și te uiți. Melissa, trenul mergând pe șine nu are unde să cotească la stânga sau la dreapta. Eu știu, dar, când, dar de ce tot claxona trenul acela nostru? Păi acela era un tren de pasageri sau un tren de marfar. Dă-ți-a un tren de mină, Melissa. Și care? De frunze. Cărbune, zăcăminte. Ce, Melissa? Da. Nu. Seamănă. Ce? Ce? Albina? Albina? Unde? Unde Albina? Nu, el iarăși s-a speriat. Matei, ai fobie de albini? Merge mai departe. Dar vă știți care este diferența dintre urzică vie și cea moartă? E simplu, simplu, simplu. Scrie în comentarii că eu nu știu diferența. Tati, dar privește aici, avem o adevărată fabrică de motoare. Ziua de motoare, mami. Ce zici să-mi pun un motor de ăsta la bicicletă? Nu știu, nu știu. Poate e ăla de acolo, tate. Și priviți cât de multe motoare avem aici. Ia numărăm, Mircea, cu Melissa, repede. Câte motoare avem? Tate, totul bine și frumos, dar de la ce sunt aceste motoare? De la biciclete, trotinete, poate lavamașină. Sunt motoare de tancuri, oare, sau de mașini grele, sau poate chiar de tren, nu știu, de locomotivă. Abar, nu am. Sunt 23. 23 de motoare? Vai! Și a privit cât de mare este pe lângă Mircea. Mircea, tu ești minuscul pe lângă acest motor. Și haideți să-l ajungem pe tati, că pleacă! Acesta este mai păstrat. Da, tate? Dar îmi pare că seamănă cu ceva rusesc. Cu mazul. Așa, Matei, hai urcă! Unde ne duci, Matei? Wow. Unde ne duci pe noi? Și privește toate ce de păstrate sunt scaunele, parcă sunt acum puse. Da, și sunt cu ușile deschise. Bravo! Da, este o mașină destul de interesantă. Este DAC. Vai, ce de multe chestii are în ea, e dotată bine. Credeam că este un CAMAZ, dar este un DAC. Hai, Matei, mergi cu avionul? De la transportul terestru mergem spre cel aerian deja. Dar până ajunge la avion, uite ce am văzut aici, tati. Nu poți să-l treci cu vederea. Da, serios, serios, serios. Parcă îmi pare că e unul din cele mai serioase tancuri de aici. Da, Matei, ai văzut ce mare? 40 de tone. Doamne! 40 de tone. Da, și o bărcuță acolo. Ia priviți în spatele meu. Iar acest tank are un design deosebit. E ceva fenomenal. Tate, dar cum stai în tancul ăsta? Eu mă uit la tine că tu ești în picioare. Da. Cum stai acolo? Sau acolo stă doar mami, câteva persoane? Mami, aici am putea să vedem. Cred că pe aici se intră, mami. Dar nu, aici e zimătorul. Ce chestie complicată. Și este un tank foarte vechi. Vrei să vezi și tu? Ia priviți ce este înăuntru. Wow. Nu știu ce chestia aia de acolo cu butoane. Apropo, ne întrebam câți încap în acest tank. 4 persoane de tot. Șofierul, comandantul, artileristul și încărcătorul. Cel mai curajos, după atâtea viespi, urzicături și albini. Salut! Salut, mami! Este un vas și nu mă pricep de la cei. Am văzut și eu de afară. Cred că e de la motorină. Este în avion. Câte manete și butoane are. Foarte, foarte, foarte multe, mami. Și aici sunt două manete, două volane, doi șoferi, doi piloti. Au rămas chiar și draperiile. Privește, mami. Ai, uite ce... Ia uite ce interesant. Melissa, voi acum mișcați aripile, știți de asta? Wow!
oribile? Wow! Pe care voi mișcați acum? Acestea? Da. Acestea sunt responsabile de aripi. Și la ziua mea de naștere, când am condus avionul, am învățat că dacă împingi, zbori mai sus și dacă tragi... Nu, invers, dacă tragi, zbori mai sus și dacă împingi, cobori. Wow! Și hai să pornim! Ce faci, Matei? Pilotezi un avion? Mircea, cum e? E greu să împingi încolo și... Wow, câte butoane are! Toate aripile se mișcă. Dar coada, Mircea? Mircea, mișcă coada! Mircea, ești pilot? Sunt pilot! Timpul nostru deja expiră. Închirierea bicicletelor și am vizitat muzeul de afară, muzeul tematic. Punem centurile lui Matei și urcăm dealul. Tot aici avem și un teren de tenis de câmp foarte frumos, bine îngrijit, în care ne vom juca data viitoare, desigur, după ce ne vom învăța cu toată familia. E fierbinte! Griș cu lapte și magiun. Wow! Eu mi-amintesc când eram mic, era bebeluș fix așa, ceva gustă. Asemănător, da? Este griș cu lapte, Mircea. Matei, tu ce mănânci? Paste. Paste cărnit. Și capitanul Jack pleacă acasă. Iar mami și-a luat cuscuș sau cuscus. Cuscuș, așa spuneți. Dar are gust de cuscuș. Cuscuș, noi spunem cuscuș. Din ăla mai mășcat, mare, aripioare și perișoare. Și ia priviți, aici avem griș cu lapte, fierbinte, cu magiun de zmeură și mentă. Mulțumim! La revedere! Și capitanul Jack pleacă. Ne părăsește! Și istorie în vlogul Melimi. Tati Melimi mănâncă griș cu lapte! Mami accentuează că nu e doar cu lapte, ci cu dulceață din căpșuni. De zmeură, tati. Da, zmeură, da, zmeură. Și căpșuni și zmeură, probabil. Asta merită un like cu siguranță, pentru că tati nu mănâncă terci, cereale, tot ce ține de lapte.